just passing. I didn't mean to end this life. I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, mama, I just shut a man down. In front of a big old crowd. Oh, mama, 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 I just shot a man down. Intentional. I call her Peggy Sue when she fits right down in my shoes. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, 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 I just shot a man down in Central Station. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? And in and in and life so soon when me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum. Me went downtown. Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy. Now I am a criminal. Man down. Tell the judge please give me minimal. Run out of town. None of them can see me now. See me now. Oh, mama, mama, mama. I just shut a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, mama, mama, mama. Open Gangnam Style. Gangnam Style.
여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 강남 스타일 Yeah.
Bine v-am regăsit. Neta. Uite, aștept pe tine, mă. Da? Prioritate. Te cam vedea că eram căștile mono. Ai căștile mono? Bă, da, nu se pare că te crezi la Pro TV aici? Cum e? Da. E mono? Nu. Ești... Deci n-aud. N-auzi deloc. Mă, cine să-l mai halească pe omul ăsta, mă? Nu înțeleg de ce n-auzi deloc, pentru că eu mă aud. Ia încearcă, let poate... Let me check. Oh, așa facem de fiecare dată când începem, nene. Se vede imediat că nu-ți lua butoane. N-aud voci. Ești spart. Da. Asta că nu trebuie să auzi, tu știi. Cunoști astea. Sau poate ai putea să dai mai tare microfoanele. Ia să facem și chestia. Așa, astea. Mult mai bine, te aud. Deci nu că n-auzeai, auzeai încet. Nu, că cam n-auzeam. Ești spart! Bine, deci nu te mai da în spectacol. Totuși, te afli cu o vedetă. Da, adevărat. Da, bun. Ce avem noi pe ziua de azi? Avem harta Miraj, avem ultima etapă din sezon. Ultima etapă de Counter-Strike 1.6. Și după, și anume săptămâna viitoare, începând cu joi, vineri, sâmbătă, duminică, finala pe toate aparatele. Da. Trecem? Trecem. Trecem. Primul match este între Fantasy și Feeling Good, meci contând pentru divizia B1. Ambele echipe au șanse să prindă un loc de calificare, se califică 3 din fiecare B. Da, ne întreba cineva de ce nu dăm GG cu MBK. Ideea a fost să alegem meciurile care decide echipe calificate la finală. Da, și ne-am la gândit MBK să mai... La MBK e dubioasă rău treaba acolo. Da, acolo n-ați cam multe chestii. Și în afară de asta nu, vorbeam... nu ne permite să-mi comentăm pe Dori. Da, vorbeam și cu Dori și zicea că oricum e mai mult joacă să nu ia forfeit, să nu ia de tot, nu că vor să califice. Cum spuneam, și ieri și azi am zis să dăm meciuri care chiar ar conta mai mult așa. Plus că ieri am vrut să dăm din ce. Cine face că hai bă că e 12-0. Bă băieți, nici meciurile de Champions League nu se încep chiar așa la ore fixă. Nu, că dacă nu mai punem oră, spunem urmează și o fi. Urmează, da. Oh, doamne. Da, interesant că ultima etapă se va da pe Miraj. Meciuri decisive pentru Miraj. După acest meci vom avea un meci de divizia A între Tech și S. Și dacă ține minte, ultima oară e S pe Miraj la DreamHack, nu prea. Da. Bine, a fost un meci de trist amintire, totuși au jucat cu Anexis. Locul 2. Da, întrebarea este cum au ajuns la harta aia, tot n-am aflat până nici până acum. Da, e un mister, într-adevăr. Oricum, ne-a făcut-o, Paulic. Nu s-a prezentat deloc. Unde? La DreamHack. Ah, nu, a fost, dar n-am fost noi. Nu, e mai zic că nu vrea să vin. Era supărat. O ia mă, venea dacă... Dacă-l luam cu forța, da, cred că... Tiger Security, de-aia i-am adus ca să-l prindă pe Paulic. Te trolează păsărel live. Ce? În direct. Da. Așa. Vreau să zic că da, voi spune după meci, după ce mă ejectez de aici ca să adaugi al doilea comentator profesionist. Care? Ce glumă. Doamne, nu știu. Am o stare așa că îl văd pe păsărel, comentează, nu știu ce trec. Da. El și cu cocasterii lui. Da, are unul, e special. Da. Așa zi. Nimic. Înainte zic să mă dai afară de aici. Așa. Vreau să anunț ceva. Anunță. După acest meci. Să faci echipă de Global Fantasy. Nu. Ai anunțat ceva după acest match. Okay. Da, păi să-ți amintesc eu? Nu, nu? Ți-aduce aminte? Nu, okay. Sunt în halul ăsta de Ramolit. Am înțeles, am înțeles. Zic să mai strângă oameni ca să încerc să anunț cât mai multă lume.
simultan. Hai să mai vedem niște comentarii pe aici. Goman Ionuț, care este noul corespondent special al nostru, da, ne întreabă dacă vor fi și alte jocuri sau tot astea. Dota 2, LoL, Counter-Strike Global Offensive. Și e posibil să facem, de fapt vom face, din câte știu, la StarCraft 2 o să avem calificările regionale pentru Balcani la turneul ăla organizat de Blizzard, nu mai știu, World Cup, ceva, o chestie de asta foarte mare, da, un turneu deci foarte mare. Important este că revine maestrul pe TZ. Da, revine maestrul pe TZ neapărat. De fapt asta cred că vrea public. Da, și eu l-aștept cu nerăbdare. Și tu l-aștepți cu nerăbdare, da, și eu l-aștept cu nerăbdare să-i facem chestia aia nouă, te-am zis. A, da. Așa, iar la... Cel mai probabil o să facem ceva și la FIFA 13, pentru că dă prea bine pe TV, ca să zic așa. La FIFA cum? 13. Ce-am zis? Parcă ai zis 12. Nu, frate, 13. Apropo, l-ai jucat? Nu. N-am apucat. Interviu Lovi, tu n-ai jucat joc. Bravo. Da, mă, dar sunt cunoscător al... Al fenomenului, da, da. Ești un fiind cunoscător. Eh, băi, eu am dat go aici la meciul ăsta. Da, stai că trebuie să dea feeling good ready. Asta e problema. Ce zici, dau ignorul pe Sărela, cum să-l mai lăsăm un pic? A pronunțat cuvântul interes. Nu mă las, nu mă pot să. Bă, apropo, eu știam că Joe Miller a fost la SVC să comenteze Global Offensive. Bă, tu l-ai auzit pe undeva? Ai văzut ceva? Da, nu prea m-am uitat. Da, a comentat. Pe... Știu că, știi nu, ce nu i-au uitat făcut? Pe stream. Atenție ce i-au făcut. La finală, da? Da. Nu i-au spus că se începe finala cu o oră mai devreme. Și omul când a venit și de la masă, na, ca oamenii, era deja 1-0. Ah. 1-0 la hărți, știi? I-au făcut bucata. Și am impresia că după aia s-a supărat și a plecat sau ceva de genul ăsta, nu știu. Pentru că eu n-am văzut nicăieri comentat în engleză. Da, nu prea m-am uitat pe stream. Da. Îți dai seama, venise direct după masă, râgâia și în direct acolo. Din... Mă, ce naiba e? Aoleu, ia uite cum se vede, atenție. A, bă, băieți, stai așa un pic, că iar avem aceeași problemă. Deci, aveți grijă să... Bă, dar, zici, nu înțeleg, Twitch-ul ăsta este deraiat complet, Dumnezeule. Stai așa că o să-ți-l ia cu delay și ăla, nu? Da, nu contează. Deci, aveți grijă să fie selectat 720p plus. Pentru că pe 720p se vede ca la rezoluția Balamuc. Rezoluția vieții. Da, deci se vede ca la Balamuc. Nu este de la noi, este de la Twitch. Așa că rezolvați această mică problemă. Adică, de fapt, puteți să vă uitați și pe celelalte, dar evitați 720. Da. Hai să scriem și aici. Da, nu voi scrie aici, voi scrie la această tastatură. 720p plus. Nu vine să cred. Uite-te și tu. Poftim cultură. Nu aici, mă. Hai, mă, ai răbdare puțin. Uite, poftim cultură. Cât tupeu, deci cât tupeu, nu vrea să cred. Așa. A început runda de briști. Bagă mesajul, l-ai băgat? Ce mesaj? Nu, mă, să le scrii celor care nu te-au auzit, să nu dea pe rezoluția 720. Mă gândeam că vrei să dai ceva unul de la pe. Să scrii text, mă, acolo, în chat. Am scris, frate, păi text da, în chat. Asta și te întrebam. Ești și crezi că stau să mă uit? Ci că mutați pe 720 plus p. Da, ce vrei să scrii păi altceva? Păi nu, evitați 720 ăla. Că poate unii se uită pe cealaltă. Bine, nu știu dacă celelalte merg bine, ia să vedem. Merg, mă. Nu, uite, nu merge niciuna. Nu, asta a stricat transcoding-ul, asta s-a întâmplat, dacă interesează pe cineva fenomenul. Foarte tare. Bun, deci. Deci nu merge la calitatea normală decât dacă
te uiți la exact rezoluția care o transmitem noi. Deci e stricat transcoding. Asta e. Sper că s-a înțeles fenomenul. Acești băi se aleargă două ori aici. Așa. O, Kelvin ăsta se joacă cu mințile noastre. Ce face? Nimic. Fugea două ori. Ești rupt. Bă, da, are dreptate chiar că să stai cam încep aici. Da. Bun, feeling-ul, d-au câștigat runda de cuțite, rămân counter, haideți să vă zic și echipele. Fantasy cu Boca, Rocky, Kelvin, Strange și Neno. Iar feeling-ul cu Scar, Guerilla, Sankey, Ant și Retix. Într-o bună zi. Într-o bună zi. Dată de la Dumnezeu. Cu toate așa. Că, așa. Va trebui să setez și eu acest monitor, să nu se mai vadă ca și cum aș fi pe ecstasy. Așa. Deci, să văd culorile astea la monitor ăsta, că nu-mi dau seama cum se vede stream. Bravo. Da. Aplauze pentru Vlăduț. Într-adevăr. Mai ai și nu. Alte dolențe? Dar eu n-am avut păreri, tu te bagi în seamă cu mine, nu vezi? Nu știu dacă, nu știu, deci nu știu dacă rezist un meci cu tine. Păi... Este un... nu știu. Cred că rezist că ai fizic, deci nu. Ușor a cintulat acolo. Ușor, ca sprite. Ce vrea, mă? Ce zice, mă, Paulică? Dă-i, mă, ei, lasă. Ce vrea, mă, ia asta? Nu știu, ce zice el aici? Paulică e bună la matematică? Păi întrebări de-astea dubioase. Da. Păi nu, adică face calcule bine? Bă, dar... nu știu, deci n-am idei. Eu cred că sunt, astea sunt meciurile care decide echipele, da, care scoase. Da, oricum, deja finală. Erau stabilite, n-avem cum să schimbăm în acum. În esență, nu vă convin meciurile adiet.pgl.com. N-am idee cine a ales meciurile, cine. Deci nu, deci vă dați seama cum ar fi fost acum să fi scris acolo Fantasy vs. Feeling-uri și acum, a, schimbăm, că uite așa, adică ca și cum voi ați vrea să-l vedeți pe Barcelona și schimbăm și vă dăm altceva. Băi, ia să nu mai vorbești de fotbal, da? Că e un băiat pe care nu-l interesează. Cine? Paulica? Nu, unul dintre, ieri, nu știu câți au fost, 300 de spectatori, pe unul nu-l interesa fotbalul, deci nu mai vorbi de fotbal niciodată, da? Okay. Să fie clar. Ok. Era Nadia Comăneci pe băiat. Haideți să revenim totuși la meci, începe Fantasy vs. Feeling Good. Opa, cred că o vedem pe aia bătrânească cu 5 da, în casă. Da, e aia. Aia este, aia pare să fie. Ratix și cu... Și cu And. And, așa. Ia să vedem că au făcut schema aia unul peste altul. Acea schemă mirifică. Da. Mă, țin bine și el. Este unul sunt dintre cu... ținuturile mai interesante care le vezi în X-ul mic. Zic eu. Să-l vedem pe And. Da, bine, s-a mai întors să uite și puțin spate. Oleu, l-a scăpat complet. O grenadă relativ bună, zic eu. S-a trezit And cu un om sub el. Foarte bine a jucat până acum. Mi-a dat destul de meci lui Kelvin. Situație de 3-3. Da, nu pot să zic că s-au descurcat mirific. Și... Nu, And s-a descurcat mirific. Da, și preferat totuși să-i lase în superioritate numerică. Ce grenadă slabă. Foarte scar. Frumos acolo. Dar Kelvin Neno replică imediat, Guerilla la situație de 1-1 cu Neno. Oh, frumos a tras și Neno. No, au fost câteva fraguri frumoase, începutul de runde a fost un pic nepromisător pentru Feeling Good. Da, puteau să fie mai atenți. A avut un moment Kodak când s-a întors să uite în Z. Da, s-a întors degeaba pentru că avea un coleg în balcon care verifica. Și Fantasy câștigă această rundă cu 5 oameni prin casă. Simplă schema, dar eficientă. Vedem, trei oameni au plecat prin casă spre X2. Ce mai? Cineva ne întreabă, ce aveți licență la X-Plin? Nu! Suntem pe Blood! Asta a fost bună. Da, vedem pe Feeling Good și-au cumpărat tigăle. Nu mă băieți, am impresia că Twitch-ul e pe butuci zilele astea, că și ieri am avut niște probleme cu sonorul, ba s-auzea, ba nu s-auzea și nu este de la noi, pentru că pe înregistrarea locală n-a fost nicio problemă cu sunetul, s-a auzit perfect. Dar este de apreciat că se vede măcar o rezoluție. Da, să, mă rog, să lucrăm cu ce avem azi. Da, situație grea acum
pentru fantasy, noroc cu Rocky care a făcut frag, pentru că era o situație destul de dificilă, Boca nu mai avea viață. Să vedem pe Rocky, intră și mai dă un om vieț. Era Ratix acolo, la Cocostârcu. A, vine Ant. Opa. Și Sanky. Opa, bomba n-a fost pusă încă. Foarte bune fragurile celor din fantasy acum cu Strange și Kelvin, rămâne Scar 1 vs 2. A văzut dinamic. Da, Kelvin este acolo, exact unde se uită Scar. Pregătiți și Kelvin pentru 2 la 0 pentru fantasy, care trec cu bine de această rundă împotriva Eagle-elor. Iar Feeling Good vor face o rundă de eco curat acum. Au avut un moment bun cei din Feeling Good după un frag făcut de And și cu... N-am fost atent și au luat toți Eagle-ul. Da, toți aveau Eagle-e. Da, nu știu neapărat. E posibil să fi meritat schimbul, mă refer economic. Da, nu, a meritat pentru economic. Că banii sunt ok acum cu ei și dacă faci eco acum o să ai în a treia rundă. În singura întrebare este dacă o pierzi pe a patra rundă ca și Tero, da? Dacă trebuie să faci bani sau nu. Asta, aici să vede dacă a meritat să-ți cumperi Eagle la rundele de eco. Ca dacă și nu Counter, trebuie să... adică te referi. Da, dacă merită să-ți cumperi da. Eagle la Counter. Din nou aceeași undă, Cid în Fantasy s-au dus cu doi oameni de data aceasta în casă spre X2. Neno deschide tabela. De fapt nu deschide tabela, că a mai făcut un frag. prelungește tabela. Un pic avansat așa și cumva în afara schemei. Neno e singurel acolo spre X-ul mare, în timp ce colegii lui intră în X-ul mic. Rămâne Guerilla. Face... Opa! Opa! Mi-a plăcut mișcarea. A trebuit să sară în cap. A fost, fost un pic de ninja. Gândește dacă sărea și ăla ieșea și cădea în capul lui. Da. Era tare. Da, 3-0 pentru Fantasy. Vedem rundă de arme acum pentru Feeling Good. Rundă foarte importantă pentru ei. Să vedem cum vor alege să țină. Uite, cineva a mai descoperit o problemă aici. Dacă vă merge sunetul încet, schimbați de pe 720 pe plus pe 720 pe și înapoi și după aia e ok. Ok. Deci... sunt o cruce pentru Twitch. Debug-uri. da. Ține destul de clasic momentan pentru cei din Feeling Good. Au plecat cei din Fantasy cu doi oameni casă, doi oameni pantă spre X1. Știi că am văzut foarte rar atacul ăsta. 2-2-1 pe harta asta. Da, cu Boca care este foarte departe. Și am impresia că vor încerca să intre încet. Sau așteaptă. Foarte rar vezi treaba. Este Guerilla acolo, fix unde țin cei doi ținta. Centru. Acum se întâlnește Boca cu Sanky. S-au întâlnit în conector. Ia să vedem grenade date. Foarte bine, Kelvin l-a spulberat prin cutie. Scar este acum în site. Au ieșit Neno sus și cu Strange. Strange face fragul în site. Sanky este încă la balcon. Da, Strange va planta bomba. Bă, pronunț bine Sanky, da? Da, mă, da. Ia să vedem, Kelvin și-a luat o poziție safe. Situație 3 la 3 acum cu toți 3 oamenii care vin din conector. Kelvin va fi esențial aici. Da, foarte bine, au apărut 3 deodată. Situație de 1 versus 2 cu Strange care este eliminat de Sanky. Foarte bine a venit Sanky să acopere. Cred că a greșit puțin Kelvin acolo, nu trebuia să se bată. Nu trebuia să se bată. Nu trebuia să se bată chiar cu trei oameni. El trebuia să fie, să aibă o poziție mai safe, trebuia eventual să-i lase până ajungeau la cel de la cutie și de-abia atunci să iasă și el. Să-i prinde într-un fel de crossfire, așadar Feeling Good câștigă această rundă. Dar vor avea încă probleme pentru că Fantasy au arme. Și au dat cam aceeași schemă, decât că plecaseră cu trei oameni spre pantă. Uite că Neno a zis nu, că n-are rost să schimbăm, mă duc și eu în casă. Da. Păi, părea că funcționează schema. Da, adevărul că intră în superioritate, 4 versus 2 acolo, pentru că cei din Feeling nu țin decât cu doi oameni avansați. Văd că acum chiar s-a mai retras un om. Lasă pe Guerilla aici, cam singurel. Destul de greu să ții din poziția asta...
Da, End a făcut fragul, elimina pe Boca, care era în celălalt X. Da, a fost așa un pic un pic neprevăzut acolo. End a avansat foarte mult. Să vedem pe Guerilla. Oulu, să toarnă din greu acolo. Da, foarte bune fragurile lui Guerilla. Ah, Kelvin are scuză, trebuia să facă fragul ăsta. Încă un frag făcut de Guerilla. Și Sankey vine și rezolvă și el. O intrare destul de slăbuță pentru Fantasy, previzibilă. Nici flash-urile alea n-au fost excepționale, adică... Nu știu... Da, păi nu, pe Guerilla nu l-a afectat niciun flash. Na. Da, au încercat să repete aceea schemă, de data aceasta Guerilla care să se omoră prin cutie a zis că n-are rost, mai bine vine avansat să schimbe. Și... vedem pe Cid în Fantasy cu 5 oameni care atacă acum prin Z. Oh. Și le elimină acolo pe End. Săracul cred că nici n-a înțeles de unde au venit atât de repede. N-ai... O poziție periculoasă aici pentru Sankey. Doamne, cât damage a dat lui Sankey. Vai, vai, a murit vai, cu grenada la mână. Scar acum în mari greșeli. Vine și Retix, situație de 2 la 2. Na, Strange trebuia să aștepte. Nu avea armă. Cred că Scar se va urca sus. Nu se urcă sus. Dar într-un final reușește să scoată bomba cu emoții. I-a fost frică și lui Strange să ia arma, că s-auzea. Da, per total reușesc să recupereze X-ul după acele mari greșeli făcute de End și Sankey în X-ul mic. 3 la 3. Ah, da. Ce? Nimic, am scrie aici ceva. Să vedem pe cei din Fantasy. Cred că n-aveau în cap ceva foarte concret în runda asta pentru că au plecat destul de târziu. Destul de splituiți, un 2-1-2 au plecat. Boca a venit în zona centrală, nu i-am văzut pe cei, tocmai vreau să zic, nu i-am văzut până acum cu sniper, dar End le elimină acolo pe Boca. Încă un frag făcut de End. Încă un frag bun făcut de End, 3 fraguri în zona centrală. Sunt foarte încet Fantasy și foarte previzibil. Nu prea cred că vor să ia runde așa. Și am impresia că este și o diferență de skill în favoarea celor din Feeling Good. Da. Așa ar părea după aceste runde, mai ales după rundele de arme. Boca încă n-a reușit să facă frag. Încă o rundă de arme pentru Fantasy. Ia să vedem, cred că pleacă cu 5, e cam așa, cu 5 oameni. Asta e alternativa la rundele, da, foarte încete. Ia să vedem pe End. A avut 5 tinte, n-a nimerit nimic. Oh, orice. Sunt doi oameni în conector acolo și totuși scapă cumva. Ia să vedem pe Strange. A ieșit bine, dar n-a făcut destule fraguri Retix decât unul. Da, au fost bune smoke-urile alea. Situație bună acum pentru cei din Fantasy. Dacă știi că runda sunt 4 versus 3. Boca deschide tabela. Pentru el, bineînțeles. End și Guerilla facă un frag. Situație 2 la 2. A ratat End. Și foarte bine, Neno îl elimină până să mai încarce. Avem o situație de 1 la 1 acum. Să vedem pe Guerilla, știe unde este Neno. Și ține. Să ține. Vedem Neno ce face, și vine. Și va reuși să difuzeze. Oh, Dumnezeule. Da, era destul de bine pusă bomba pentru Guerilla. Încă o rundă pentru Feeling Good, 5 la 3. Da, a fost... mi-a plăcut de Guerilla când n-a avut nicio dubiu, s-a pus direct pe aia. Da, am mai făcut, da, mai făcut și o schema de aia cu Yuzu, dar n-a luat. Da, mă rog, era prea departe adversarul ca să audă. Da, îi vedem pe Fantasy din nou. Subtilitățile. Vor încerca o schemă cu mulți oameni. Din nou are sniper, din nou a venit în zona centrală, de data aceasta sunt 5 oameni aici la Retix. Care, nu știu, și caut o poziție. A găsit o poziție. Da, destul de... N-am mai văzut așa atacuri încete destul pe harta asta. Destul de pașnice aceste atacuri ale celor din Fantasy. Se duc cu 5 oameni și așteaptă. Nu știu dacă sunt exact atacuri, sunt așa un fel de...
Și a luat un flash acolo? Da, oh! Foarte bine a nimerit o linie de doi oameni. Puțin noroc, ai zice, totuși, pentru Retix. Da, 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 un pic de noroc acolo. S-au potrivit perfect. Vedem pe end. Sanky reușește frag-ul, tocmai l-au flash-uit pe end. Neno și-a niște headshot-uri prin perete, n-a înțeles nimic și feeling good, nicio problemă, n-a recuperat site-ul. 6-3. Da, am putea spunem că, să spunem că nu prea au nicio șansă cei din fantasy la aceste atacuri. Nu, nu, pentru că sunt încete, dar nu sunt foarte bine coordonate. Și nici feeling-ul, n-aș putea să spun că sunt foarte agresiv pe partea de counter, adică nu-și culeg informații, deși ar putea să-și culeagă dacă are și cineva în zona centrală deja. Nu, dar deocamdată ce fac ei funcționează foarte bine. Să vedem un split acum 3-2. Bomba este spre X2. Deja End din nou deschide tabela, nu prea îl dovedesc în zona centrală. Sau de fapt nu era în zona centrală, pardon. Era spre X2. Reușesc acum să-l elimine. Îl vedeți pe Nenoa care a plecat cu bomba. Ia să vedem pe Boca, foarte bun fragul lui Boca făcut acolo. Îi obligă pe cei din feeling good să stea destul de depărtați unul de celălalt. Rămâne Scar singur în X1. Foarte important ce va face Scar. Este înconjurat, îi vor ieși doi oameni din pantă cu om din conector și doi oameni și om din casă. Le elimină și pe Guerilla. Înțeleg pe Scar foarte bine, este Strange, nici n-a apucat Scar să se întoarcă și o situație bună acum pentru Fantasy. Au fost câteva greșeli personale aici la Feeling Good, care, mă rog, parcă n-au mai aveau răbdare runda asta să facă ce au făcut până acum. Da, deși interesant a fost că a schimbat end poziția. Încerc să mă oferesc să îl comentez pe Sanky că ne-am certat pe forum, dar de data asta a greșit. Te-ai certat pe forum? Da, mă rog, era foarte oftica cu finala și știi cum e, când dai explicații. El era cel care zicea că nu poate să vină să uite la sau nu, ce? Nu, era altcineva. Da. O rundă câștigat acum de Fantasy după foarte mult timp. Duce scorul la 6-4. În favoarea celor din Feeling Good. Se vede că Sanky este supărat pe tine. Da, refuză să mai arate ceva în meciul ăsta. Da. Știa că vei comenta și de aia. Nu vreau. Să nu cumva să vadă nenorocitul ăla ceva la mine cu finala lui cu tot. Ia să vedem pe cei din Fantasy din nou, o schemă destul de lejeră și ușoară, 4 oameni prin Z. Da, foarte bune și grenadele, i-a apăsat bine prin smoke acolo. Îi împiedică foarte mult pe cei din Feeling Good smoke-urile alea date la grilaj. Nu prea știu ce să facă deocamdată. E a doua oră când le văd și îmi dau seama că îl lasă pe Ratix acolo singurel. Da, trebuie să aștepte cei din Fantasy, iar și-a luat flash săracul Kenny. Ia să vedem, Guerilla este în spate în casă acum, poziție bună acolo pentru Guerilla. Da, Kelvin trebuie să facă ceva, da. Avea o poziție complet frumos, foarte, nicio șansă. Foarte frumos a jucat Scar. Da, mi-a plăcut acolo că a ieșit, s-a uitat imediat în dreapta. Trebuia să facă ceva Kelvin acolo, nu prea avea o poziție bună. Cred că a și încercat să intre la un moment dat prin geamul de la bucătărie, n-a reușit. 7-4 pentru Feeling Good. Problema celor din Fantasy este că bun, au aceste scheme, reușesc să intre, dar după sunt complet aburiți. Sunt un pic. Din cauza fumului din bucătărie, probabil. Ia să vedem o rundă de data aceasta. 1-1-3, am spune. Dar este rundă de eco pentru Fantasy. Interesant, un frag pentru Sanky. N-am înțeles unde era Sanky și unde trăgea. Sanky era jos la omor pe Strange, care a venit din casă. Unde este Neno? Scorul mai mult ca sigur devine 8-4 pentru Feeling Good.
Da, și se vede nici se... măcar din acest frag făcut de scarcă, ci din fantasy nu prea sunt bine puși la punct ce... Ce vreau să zic este că slavă Domnului pentru runda de pistoale. Pentru că altfel meciul ăsta a fost destul de scurtut. Mă uit și un pic la pauză la situația din clasament. Da, o rundă foarte rapidă acum pentru fantasy. Cred că le-au pus puțin capac acolo în pantă. Boca foarte atins. Da, cei din Feeling Good țin bine de tot mijlocul. Țin bine de tot, dar cei din fantasy nu le dau nici cea mai mică emoție cu aceste atacuri. Nu, nu le dau de gândi nicăieri. Sunt pașnici, atacă cu cea mai mare pasivitate posibilă. Bine, adevărul e că după ce runde au fost până acum, încep să te gândești, oare unde mai poți să intru? Da, bine, am putea spunem că, să spunem că doar End, când a venit centru cu sniperul, să zicem că era așa mai agresiv, dar nu mi se pare că cei din Feeling Good le-ar fi creat probleme așa, să zicem, că ar fi venit peste. Uite, Retic s-a încercat acum o ușoară tentativă de... Arată și flash-ul. Da, And a făcut un frag sus în casă, în caz că vă întrebați unde e. Se retrag cei din casă. Da, frumos, s-a încheiat acolo în balcon, l-a așteptat și pe Neno, care a încercat să-i surprindă venind din spate. Nu, și cred acum că au nicio șansă. Se va mai întâlni cu niște oameni, Sanchi, ia să vedem. Auleu. Da, frumos, l-a luat Strange acolo, situație 2-2. Scar nu se uită în conector. Ah, ba, da, se uită în conector. Știa că are om în conector, dar a zis că să le elimine pe cel care planta, vine And... Și știe, cred că are prima șansă End. Oh. Na, frumos. Oricum avea prima șansă pentru că era acoperit de cutie, trebuia să pună difuzul să-l atragă și... Cred că avea prima șansă. 9-4 pentru Feeling Good. Toată lumea pe pozitiv de la Feeling Good. În cealaltă parte doar Neno. La 11-4 nu cred că ar mai putea să... Facă nici măcar cea mai mică surpriză cei din fantasy. 9-6 n-ar arăta rău la acum de curs meciul. Vine An din nou în zona centrală. Din nou o schemă de split. Kelvin deschide tabela. Îl elimină pe Guerilla. Sanchi va avea doi inamici fix în stânga lui. Vin din tunel. Da, Boca face incredibil, Sanchi a încercat două ținte, n-a reușit nimic. Da, Scar imediat a venit probabil la anunța Sanchi. Kelvin mai face și el un frag, da, situație de 3-2. Acum întrebarea este dacă l-a auzit pe Boca trecând pe bază. Nu știu dacă mai contează, da, rămâne da. Radix 1 versus 3. Da, cred că ar trebui să țină, da. Probabil va ține arma să aibă în ultima rundă. În partea elaltă, sub pietricica, IGG iau bătut pe MBK, 16-4. Da. Dori mă așteptam. Este pe drum. No, 5, o rundă câștigată de cei din fantasy, cum spuneam, n-ar arăta rău un 9-6. Da. La 9-6 și cu o rundă de pistoale câștigate, reintră în meci fantasy. Da. Adică cu încă o rundă de pistoale câștigate. Cred că e prima dată când îi văd că fac această rundă cu doi oameni în casă spre X2, doi oameni în centru și un om spre X1. Dar Sanchi deschide din nou tabela. Fără înțeleg unde au de gând să atace. Vin cu patru oameni spre conector sau ce se întâmplă aici? Nu știu, ei știu aceste scheme. Ok. Boca a făcut și el un frag pe centru. Are doi oameni Sanchi sub el. Dar foarte bine le elimină Boca. E acoperit bine pe coechipieri.
Ce... Da, and foarte frumos, două fraguri, situație 2 la 2. Scar n-are decât Eagle. Și incredibil, cei din Fantasy, ia uitați, vă vin exact unde sunt inamicii. Ia să vedem, vine și, e și Geril acolo. Cred că vine, nu se așteaptă să fie un cu nom aici. Opa, a scăpat un balcon. Interesant alegere pentru Strange. Să vedem pe Gherila, se duce, vine și el pe Oak. Da, are prima șansă Strange dacă se va băga acum, cred. Dar foarte bine l-a așteptat Gherila. Da, interesant gândit pentru Gherila. Da, s-a riscat acolo Strange, n-a dat roade și scorul se termină 10 la 5 pentru Feeling Good. Este un scor la care tot favoriții văd pe cei din Feeling Good. Parcă au fost așa puțin mai buni individual. Cei din Feeling Good? Da, evident. Cred că dar am mai spre văzut final că... aparent s-au cam plictisit să aștepte pe cei din Fantasy. Cred că asta a fost problema. Păi am impresia că au și scris pe aici. Dar știi, tu am mai văzut noi meciuri de genul ăsta. Da. Nu se știe, stilul celor din Fantasy s-ar putea să fie mai potrivit pentru City decât pentru Tero. Da, mai pasiv te refer, nu? Da, mă rog, nu știu, poate mai coordonați mai bine pe partea de City. Sunt o grămadă de poziții pe harta asta unde poți să faci un frag destul de ușor, știi? Zonele de pe centru, eventual poți să încerci și din când în când cât un puș sus în casă, că sunt șanse să prinzi oameni nepregătiți. Asta și ziceam, ți se pare că cei din Fantasy ar face push-uri? Nu, dar mai sunt și alt tip de poziții. Da, îi așteptăm să se pregătească. Și recapitulează schemele. Între timp... am un mesaj pentru Goman Ionuț. Goman Ionuț, dacă îmi pui o întrebare la comentarii aici, la tv.pgl.ro, nu știu să-mi pui exact aceeași întrebare și pe Facebook. Să gândeam, poate nu o vezi. Adică... nu, că am observat și ieri chestia asta, punea aceeași întrebare peste tot. Dacă pui la... cineva ne trolează referitor la Dota. Foarte bine. Pentru că unde nu există troll, nu există muncă, știi? Cred că va trebui să mă pregătesc să mă usei de stilul și outdoor. Da? Hai, las că poți să aștept. Aparent, da. Cred că da. Da, revenim în meci. Meci contând pentru calificare în divizia B1 între Fantasy și Feeling Good. What? Ce calificare în divizia B1, mă? Da, mă, calificare din divizia B1 pentru finală. Se explică. Mă, ce să mai explic, mă? Explică, numai tu nu mai știi. Fii explicativ, amice. Explicativ. Mai cheamă și Dex. Da, vedem pe Feeling Good, interesant. Cam ar părea o schemă de arme aceasta pentru Feeling Good. Să vedem pe And, are USP. E singurul din Feeling Good care are USP. Opa, și Sankey cred că va fi surprins acum de Boca, da, în casă. Da, l-a eliminat pe Sankey, oricum era destul de departe. Intră End, la... n-a înțeles nimic. Mai este și Strange, în scurt foarte bine face fragul Strange.
N-a nicio șansă pentru, nicio nu. Șansă pentru feelingul. Nu înțeleg atenție această... cum a tras Nenu. Da, Nenu a tras foarte bine, dar nu înțeleg această schemă, serios. Mi se pare o schemă de arme aceasta, cu doi pantă, doi casă. Nu știu, am impresia că Sanchi trebuia să coboare jos pe centru și să atace conector casă, conectorii și pe centru. Plus că doar un singur USP era pentru bătaie de la distanță, adică da, să și intri... Da, și era chiar la Sanchi, care era în casă, nu? Nu, nu, avea... Cine avea? Avea... Stai puțin să le zic imediat. Avea End, da? Aha. Dar când s-a băgat, n-a înțeles nimic, iar rămuseseră doar cu glocuri ceilalți. Este un... Rush X-Mic. Da, interesant, opa. MP5 pentru Boca. Da, mai vedem și un MP5 din când în când. Oricum, meciul ăsta... Este foarte interesant pentru că, nu știu dacă ai spus tu la început, deci feeling-ul sunt pe 3 cu 10 puncte. Fantasy sunt pe 4, dar au mai puține au 6 meciuri. 6 meciuri jucate, da. Și au decât o singură înfrângere. Sunt dependenți de meciul ăsta, feeling-ul. Trebuie să-l câștige neapărat ca să aibă o șansă la finală. Kelvin a făcut fragul cu Granda. A mai rămas doar Guerilla, care a trăit destul de mult. Așadar, Fantasy câștigă și a treia rundă de Antieco. Senzația mea e că dacă ar fi fost altă hartă, meciul ăsta ar fi fost un pic diferit pe prima jumătate. Așa cred. Da, e posibil. Te referi pentru Fantasy, nu? Da, cred că pe... Da, ok, cred că e Dori. Te sunem... voi lăsa singur. Du-te, dacă zici tu că e Dori, dar mă gândesc că are și de la interfon. Să vedem pe cei din Feeling Good. Vedeți un split 2-2-1. 2 centru, 2 pantă, 1 casă. Să vedem pe End. L-a atins puțin aici. Cred că Strange. Neno are o poziție destul de avansată. Decât cu doi oameni țin cei din Fantasy, este Kelvin în conector. Ia să vedem pe Neno. Kelvin moare în conector, foarte bun fragul lui Neno, nu mai are inamici în casă. Situație de 3 vs 4. Da, destul de calm a tras Neno. Se bagă scar peste Neno, într-un final îl elimină și situație de 3 vs 1 acum. Cu Rocky care vine din conector în spate. Să vedem, este foarte agresiv Rocky. Îl elimină și pe Guerilla. Și are șansa, dar Scar îl elimină. Avea șansa să facă un clutch 1 vs 3. Nu se întâmplă asta prima rundă pentru Feeling Good. Se pare că nu era Dori, nu? Ba da, era Dori, dar a zis că ajunge până la și un minut. Ce am pierdut? Feeling Good au câștigat prima rundă de arme. Și cei din Fantasy și-au cumpărat arme. Din nou, cam aceeași rundă pentru Feeling Good. Se vede că este o schemă lucrată. Încearcă să atace X1 din 3 părți cu 2 oameni conector, 2 oameni pantă, om casă. În runda trecută le-a mers. Foarte prost a tras Kelvin. Avem și Rocky în balcon. Da, Retix a fost aburit complet, nu știa unde să uite. Și întâmplător sau nu lucra sau nu și Fantasy s-au coronat bine da, la runda sau, asta. E foarte s-au coordonat foarte bine, ținând cont că așa au atacat feeling-ul și runda trecută. E foarte greu de zis dacă așa au vrut sau așa s-a întâmplat. Asta da, nici asta nu știm pentru că întrebarea. Cei din Fantasy nu putem să spunem că au fost așa foarte agresivi, dar acum s-au coordonat foarte bine. O rundă de eco, probabil cei din feeling-ul vor să termine rapid. Da, au reușit să dea jos două arme. Cu un oraș de glocuri, destul de bine pentru o rundă de acest gen. 5-1 pe această jumătate. 5-1, dar încă conduc cei din Feeling Good. Iar acum va urma încă o rundă de arme. Dacă Fantasy vor câștiga această rundă, cred că vor schimba puțin valul. Vor trece pe val. Se vede o rundă pentru Feeling Good, parcă îi copiază pe cei de la Fantasy.
Noi s-au calmat, vedem că încearcă să se splituiască puțin. Da, trei oameni au coborât jos împreună. Cred cu că vor încerca, sus. Vor încerca un da, e groaznic. În balcon, știu. Groaznică chestia și asta. Și cum spuneam, uite-te la cei din fantasy, da? Nu țin agresiv, poate să facă tot ce vor acum, feeling-ul, ia, uite-te la ei puțin. Da, greșe și fantasy aici, dar mod normal să vii cu trei oameni acolo jos, nu e. Ia să vedem pe Gherila. Eu zic că va surprinde maxim. Acum a tras, n-a surprins, dar l-au eliminat într-un da, final numai pe că acum cei din fantasy știu ce se întâmplă, să-i vedem pe cei din X-Umic cât de repede se repliază. A venit Rocky în spate și o să fracă. I-a dat destul de mult damage lui Scar. Nu, trebuia să fac un frag acolo, zic eu. Era destul de ușor de făcut. Sunt oarecum prinși în centru hărții cei din Feeling Good. Sunt prinși în centru hărții, dar sunt cam sparți. Păi, da, le-a cam spart să... harta celor din fantasy. Nu au cum să țină peste tot timpul, dar... Adevăr e că și cei din fantasy sunt așa un pic... Oh, ce greșeală pentru Neno acolo. Da, imediat Bofrag trebuia să dea înapoi. Retix a plecat cu spatele, intră și Ant. Boca face un frag foarte important pentru că era singur în X-ul mic. Ia să vedem Sanky contra Boca. Nu la, mai are timp, ia să vedem dacă a plantat-o la limită. Da, Strange este în bucătărie, Rock este în Z și Sanky se duce în colț cum vii din Z în partea stângă. Aoleu. Da, era o poziție... imposibilă pentru cum veneau cei din fantasy. Da, Sanky trebuia să se riște, să intre prin geam pe la bucătărie, poate făcea fragul. Da, nu știu, cred că mai degrabă trebuia să încerce să aștepte undeva după cutie, să agațe unul dintre cei doi, să-l agațe pe unul dintre cei doi și după aia să încerce să lupte cu celălalt care știa exact unde e. Așa s-a dus într-o poziție unde te cam luptai cu amândoi, indiferent de unde veneau. Da. Dacă cât de cât se coordonau păi un pic. Era prins într-un fel de crossfire el acolo și cum spuneam, fantasy câștigă runda și cred că au prima șansă, țin cont la cum a decurs această a doua jumătate. Vedem Eagle pentru Feeling Good. Și cum spuneam, s-a întors match-ul. Ia să vedem, Strange sus se va întâlni acum cu doi oameni. A făcut un frag, a făcut două frumos acolo. Nu mai este nimeni în casă. Să vedem pe Neno, are om în... Nu mai are om, că le elimine Strange. Săracul Strange intră și îl verifică că asta se întoarce nici Nix inamici. Da, nici nu au apucat să tragă cei din Feeling Good, deși au avut Eagle. N-a poftim, parcă e al meci. Păi cum spuneam, am mai văzut noi meciuri de genul acesta și da. Vorba ta să pliază mult mai bine ținutul pentru fantasy decât atacul. Bună și grenada. Da, încearcă Gherila. Cred că i-a dat un headshot până la urmă lui Kelvin prin balustradă, dar Boca elimină pe amândoi. Și duce scorul la un 7-1 pe a doua jumătate, iar Fantasy preiau conducerea pentru prima oară în acest meci. Și chiar îi văd ca favoriți. Da, acum nu. Decurge a doua jumătate. Jumătatea asta de alta hărții, da? Când vin în partea aia dinspre baza Tero, e mister mare pentru feeling-ul, nu știu, nu înțeleg ce fac. Încearcă acum... un atac, 3 cu 2 în X-ul 1. Da, cred că ăsta va merge. Ia să vedem, Neno este fix în fața conectorului. A, s-a băgat, n-a văzut nimic. Era inevitabil ce s-a întâmplat acolo. Da, Strange asta cu fața, da, și el contra flash-uri. Și cei din fantasy am senzația că se retrag. Nu, no, nu se retrag, pur și simplu au fost flash-uiți non-stop runda asta. Strange face frag cu Kelvin, să vedem dacă are tupeu să iasă din smoke. Încă nu e terminată runda pentru cei din fantasy, Rocky vine și acum în centru. Boca cu un frag acolo, vai ce greșeli fac cei din Feeling Good în momentul ăsta. Să vedem pe Kelvin. Are doi oameni în stânga, a sărit în sus. Un pic de greșeală acolo pentru Kelvin. Oh, vine Rocky, Dumnezeule! Vai de capul meu cât au greșit-o feeling-ul. Da, n-am înțeles această rundă. Erau 5 versus 4. Deci au întârziat replierea cei din fantasy. Mai aveau puțin și exploda bomba cu ei pe hartă. Și cu toate astea foarte. Au fost două greșeli. Ratix prima, când a încercat să avanseze spre baza City, absolut inutil, pentru că e clar că acolo erau. Da. N-aveau un sfie în altă parte. Și cel care a sărit sus pe cutie, iar
au, s-au pus în niște poziții și au pur și simplu după aia așteptau pasiv. N-am înțeles de ce s-au mai suit. Dumnezeule, ce rundă. Da, cei din feeling good, cred că-s cu moralul la pământ. Ia să vedem, acum e un atac Z cu casă sus. Na, Boca este încă în site, acolo ascuns. Na, End îl elimină. Foarte și din nou frumos. O situație bună pentru feeling good de a câștiga runda, dar să vedem dacă o vor face. Strange acum în casă se întâlnește cu Sanky, foarte important acolo, da, surprins Strange. Cred că în sfârșit asta a fost. Da, au rămas 3 la 1. Da, Scar l-a acoperit pe End și... Da, au fost niște greșeli Nix-ul mic acum pentru Fantasy. Era... Da, au încercat cei din Feeling Good. Din nou o schemă de genul acela să le rupă harta în două. Data asta au reușit, dar nu știu, să vedem. Data trecută, după ce au câștigat o rundă de genul ăsta, imediat s-au adaptat cei din Fantasy. Aceeași, data aceeași rundă, Kelvin cu un frag din X-ul mare. Preconector, Boca moare, Nix-ul mic moare și Rocky și am impresia că au descoperit ceva feeling-ul de acolo. Da, au descoperit celălalt X, pur și simplu. Adevărat și asta. Și Kelvin un pic surprins, situație de 2 la 2, da, viață pentru Neno nu, și Strange. Nu trebuia să-ți plece. Ia să vedem, Sanky. Doamne sfinte, de ce s-o fi băgat, am nu înțeleg. Și Sanky 1 la 1 cu Strange acum. Foarte importantă runda asta. Părerea mea e că Strange greșește un pic acum. Da, Strange le elimină într-un final pe Sanky. Și trebuie să mă duc să răspund la ușă. Da, după părerea mea a greșit și Sanky, a greșit și Rocky sau cine era. Avea o poziție foarte safe acolo în Z. Da, destul de ciudate alegerile. 14 la 12 pentru Fantasy, care reușește să câștige această rundă. Dintr-un 3 vs 4 sau 3 vs 5 era la un moment dat. Nu cred că mai au șanse cei din Feeling Good dacă au pierdut și această rundă. Și nici nu-mi dau seama dacă aceste runde sunt date pur și simplu cu vreo idee. Neno deschide tabela. L-a eliminat pe Guerilla în pantă spre X1. Da, Rocky a văzut un cap acolo, dar îl elimină din spate. Scar din nou au pierdut complet Z. Foarte bune fragurile celor din Fantasy. Situație de 1 vs 3 acum cu Scar care a ajuns în X2. Bomba este undeva în Z. Strange în bază, Kelvin și Neno care vin din Z. Nu cred că are nicio șansă Scar. Timp ar avea să ocolească, să facă ce vrea, dar nu cred că are șanse, pentru că Kelvin și Neno sunt foarte apropiați unul de celălalt. Ia să vedem, ajunge Scar. Bomba, o vedeți, este pe scări. A reușit să ia bomba. 23 de secunde, acum Scar nu mai are timp să se ducă în alt X, va veni în X2. Strange a ajuns în bucătărie, au ieșit și cei doi din Z, n-are nicio șansă nici măcar să coboare. Uite că face și fragul. Da, le elimină Kelvin din aer și Fantasy iau egalul în acest moment, 15-12, bine ai venit, Dori. Am auzit că ați dat bine. Ai jucat bine? Ok, o să ne dai insight-uri din match când apare aici la microfon. Așa. Revenirăm. Ce am pierdut? Au mai câștigat o rundă Fantasy. Iar ce din Feeling Good, vedem o schemă foarte complexă, 5 oameni în casă, 4 oameni în casă. Da, nu cred că mai au răbdarea necesară cei din Feeling Good. Rocky deschide tabela. Wow, End a mai făcut și un team kill. Un sfârșit destul de trist pentru acest meci, aș putea spune. Vine și Kelvin care rezolvă în sfârșit meciul pentru Fantasy, 16-12. Și o revenire foarte bună a celor din Fantasy. Da, s-a pliat mult mai bine ținutul pe această hartă.
Să fiu se pare că harta până la urmă a fost bună pentru fantasy, ținând cont că au câștigat meciul. Îmi pare un pic rău așa de feeling good, de Sankey. Cu siguranță s-a certat suficient cu mine cu finala asta. Bănuiesc că avea de gând să joace la ea. Nu știu dacă mai au vreo șansă. Senzația mea e că nu, pentru că fantasy mai au tot meciul de jucat. Nu cred. Okay. Nu știu, adică acestea cred. Fiind zise, da. Shut the fuck up, lasă-mă să anunț ce aveam de anunțat ca să intre. Da, că vrei să zici, hai, zi mă, hai, te rog, ia. Așa, deci vreau să zic că sezonul viitor e posibil să mai facem campionat sau să nu facem campionat, facem turnee sau doar lanuri mari sau, mă rog, sunt niște discuții acum despre cum o să evolueze sezonul viitor, pentru că la celelalte jocuri ideea asta cu campionatul nu prea funcționează, e mai dubios. Nu sunt obișnuiți cu meciuri la ore fixe și chestii de-astea. Așa că, mă rog, sunt niște discuții. Deocamdată nu avem, n-am niciun detaliu să vă dau un plus. Chestia e așa, ca să nu mai interacționăm pe forum, pentru că sunt până aici de forum. După ce o să avem niște variante, da, stabilim, deci putem să facem asta, asta și asta, o să facem un fel de talk show-uri, să zicem. E un cuvânt așa, nu neapărat talk show-uri, un fel de conferințe pe stream cu Tori, Adi pentru Counter-Strike, Bosman pentru League of Legends, Păsărel pentru Dota 2, îl cheamă și pe Puții să ne aducă și orme. Așa. Deci vom face stream-urile astea și o să intrăm în direct cu voi, deci în direct, pe Skype, pe TeamSpeak, pe ceva. Nu mai comunicăm pe forum pe astea, că e foarte ușor să te ceri pe forum. Deci, nu știu, părerea mea e că nu, deci nu trebuie să... E foarte ușor de nu, serios, nu, deci câteodată nu înțelegi ce vrea să spună celălalt, știi? Și ai senzația că te trolează, că, mă rog, înțelegi ce vreau să spun, e altfel comunicare. Deci când o să avem variantele astea, facem talk show 1, da? Mini turnee cu final în LAN. Discutăm despre varianta asta. Intrați, vă spuneți părerea, vedem. Ideea fiind să facem ceva care să convină la cât mai mulți oameni. Că nu o să convină la toată lumea, asta e clară treaba. Avem ocazia acum, pentru că se schimbă și jocul, să facem ceva, sperăm noi, mai bun decât am făcut până acum, să fie un an un pic mai șmecher decât a fost 2012. Da, și va fi. Nu de alta, dar e 13. Da. Totul așa mergând, știi, spre DreamHack 2013 la Sala Polivalentă. Da, știu. Dar abia aștept, nu? Sperăm și noi. Până atunci mai e mult. Hai că îl văd pe Dori care se uită la mine și zice, bă, mai este ăsta odată de aici. Că rapid. Băi, ți-am zis, mă, să mai vorbești de fotbal. Da, mă, gata, am înțeles. Hai, la revedere. Schimbăm personalul și revenim.